Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la piațeta Casei de Cultură au intrat în linie dreaptă. 70 de ani de performanță în învățământul comăneștean. Lansare de carte la Dărmănești. Lucrările la piațeta Casei de Cultură din Onești au intrat în linie dreaptă. De altfel, mesajul a fost transmis chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Dumnezeu este mare, evoluăm. Un proiect realizat din fonduri europene, fonduri locale și fonduri de la Consiliul Județean Bacău, 10 milioane de lei. Practic, fără sprijinul Consiliului Județean, acest proiect ar fi fost imposibil de realizat. Mulțumesc și respect, a transmis edilul șef al Oneștiului. De altfel, în cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit descris despre emoțiile pe care le-a avut când au început lucrările propriu-zise și totuși, cu multă încredere, a susținut proiectul până când a ajuns în stadiul acesta destul de avansat, iar piațeta a început să prindă contur. Partea și mai bună este dată de faptul că modernizarea piațetei va include și spațiul de jur împrejur al catedralei, ceea ce va da o notă în plus de eleganță, unitate și stil. Lansare de carte la Dărmănești, luni 30 octombrie de la ora 11 la sediul primăriei orașului Stațiune, a avut loc o lansare de carte a teologului Dumitru Ichim. Mai multe aflăm în minutele următoare. Dragii mei, cred că lacrimile mele v-au făcut bucur și de asta încep să spun și prin cuvinte. Deci am venit aici printr-o întâmplare, ca să zicem așa, la vârsta respectivă mă cumințisem acolo, prin Canada, mai ales că la plecarea de aici am plecat cu un suflet amărât, când securiștii s-au vrut să vină. Și am ajuns la plecarea de România și îmi spune ăla de la doamnă, îmi dau pașaportul, dau biletul și nu ți-e rușine, pauză, și nu ți-e rușine, mă uit eu în stânga, în dreapta, zic că stai, ori e dus cu pluta, ori vorbește cu cineva, de ce, domnule? Stai cu viza expirată de o lună de zile. Deci când am venit, se știa totul despre Dumitru Ichim, cine este, și la intrare el spune, binevenit, părinte, într-o Românie liberă. Atunci m-am topit. În sfârșit, sunt în țara mea. Și i-am dat pașaportul, i-am dat biletul și îl văd talon. Copil? Talon! Nu știu, doamne, ce l-a. Nu-i nimic, nu-i nimic. Foarte amabil, îl văd de acolo. Bine ai venit. E, ce-am făcut cu omul ăsta, plăcăul ăsta? Mi-a dat înapoi, că am intrat în septembrie. Și mi-a pus acolo și eu, ca fraierul, domnule, tată, România e a mea, se bucură, deși, așa. Și la plecare veni ăsta, că era în loc de octombrie, era septembrie, viza de ieșire. Și atunci zic că, uite aici, am intrat pe octombrie atât, ies pe octombrie atâta, cum adică am intrat în septembrie? Cum puteam să intru? Păi dar ți-a trimis cineva biletul de avion. Și atunci cum am venit, domnule, aici? Pe scara avionului, pe aripă sau cum?
Stai, du-te, du-te, ei, spiritul lui Camar atunci a început să fiabă sângele mie, dar atunci i-a zis, mă, tu ești rău de cură, dar ai 6 copii aici și să vii sănătos acasă. Și iată că întâmplarea lui Dumnezeu face ca unul din copiii mei, toți 6 sunt născuți în Canada, doctorul Thomas Ichim, să spună, tată, dar du-mă și pe mine în România, țara părinților și bunicilor mei. Și mă, e greu cu tare. După aceea, doamna profesoară, Focșa, a organizat absolut turneul fantastic de a merge cu avionul în București, Iași, Piatra Neamț, Mănăstirea Neamț și în sfârșit Dărmăneștiul. Deci programul meu care fusese făcut era așa. Vin pe 24, 25 România, București, 26 Focșani, acolo era un festival de carte, de acolo mai aici la Dărmănești și cu asta basta. Pe 29 mă lua de aici, mă ducea la București și se termina. Dar doamna Focșa a zis, mă, lasă că organizez eu programul. Și Dumnezeu să-i dea sănătate, a organizat fantastic. Și atât, datorită ei, i-am spus, vreau două lucruri aici. Una, să merg la Mănăstirea Neamț, unde e copilăria mea. Și doi, Dărmăneștiul, care nu era pe agenda nici el, nici el, cum mi s-a părut. Și am organizat, am ucit femeia asta, nebunește, să găsești avion, să găsești și camere de hotel, și transport, și cutare, și tot felul de întâmplări care a trecut, de exemplu, de paralela 45 a ajutat-o, dar profesional am ajuns ca după iar să mergem la Dărmănești. Zilele trecute, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica din Comănești a sărbătorit 70 de ani de învățământ liceal. Au fost 70 de ani de tradiții, de performanță în învățământ, de dedicare și pasiune. La momentul aniversar au fost prezenți foști și actual profesori, dar și elevi, alături de oameni de valoare ai comunității. Este vorba de deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, fost absolventă a liceului, de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, dar și de primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron. Festivitatea propriu-zisă a început cu un moment de reculegere dedicat profesorilor și elevilor care au trecut la cele veșnice. Stimați invitați, dragi colegi și dragi elevi, în memoria celor care azi nu mai sunt lângă noi, vă rugăm să păstrăm un moment de reculegere. Despre realizările Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești și despre cei 70 de ani de educație, performanță și tradiție. La mulți ani, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești! Orice aniversare este un moment emoționant, moment de aducere aminte, de amintiri nostalgice și de revederi plăcute. Suntem onorați să avem alături de noi pe doamna deputat Cătălina Ciofu, pe domnul primar Viorel Miron, pe domnul subprefect Narcis Jitaru, pe doamna inspector general adjunct Miserile Lavinia, pe domnul viceprimar Ciobanu Adrian, foști directori, profesori, absolvenți și elevi. Povestea liceului nostru începe din anul 1953. De atunci facem educație. Educație înseamnă progres, drum spre cunoaștere și spre descoperire. Educația este forța care poate schimba lumea. Profesori sau absolvenți, ați făcut cinste și chiar istorie. Avem absolvenți și elevi care au obținut rezultate excepționale la olimpiade și concursuri școlare,
care au contribuit și contribuie la dezvoltarea comunității noastre, care duc mai departe numele colegiului nostru. Suntem mândri de performanțele lor, de realizările lor. Toate acestea sunt rezultatele unei echipe formate din profesori, elevi, părinte și comunitate locală. Mulțumim tuturor pentru implicarea pe care dați dovadă în procesul educativ. În continuare, voi da cuvântul domnului primar, dar nu înainte de a-i spune și noi, domnului primar, la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă și să fiți mereu alături de noi, așa cum ați fost întotdeauna. Prezent la eveniment, primarul orașului Stațiune Comăneș, Viorel Miron, a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor reabilitări și dotări. Coincidență sau nu, aniversarea liceului comăneștean a coincis cu ziua de naștere a primarului Miron, acesta primind un frumos aranjament floral din partea cadrelor didactice. La vremea aceea, pe banii care am primit prin acel proiect, am reușit să reabilităm clădirile care erau mai degradate, să spunem, dar a trebuit ulterior să cofinanțăm de la bugetul local, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 70 de miliarde de lei vechi. Atunci chiar erau lei vechi, nu erau noi și vechi, erau doar 60 de miliarde. O sumă extraordinar de mare pentru noi. Am făcut ceea ce se vede, cât s-a putut. La vremea aceea, atât erau fondurile pe care, pe fonduri de preaderare a Uniunii la Uniunea Europeană. Erau fonduri de preaderare, fonduri FAE. În momentul acesta există posibilitate ca să introducem din nou această instituție pe un program, pe programul operațional regional 2023-2027, dar anul viitor se fac depunerile de proiecte, începând cu luna martie. Și, din nou, dorim ca Colegiul Tehnic de data aceasta, în loc de Liceul Tehnologic, să intre în reabilitare cu toate clădirile din această instituție și, de data aceasta, investițiile vor fi de mult mai mare amploare. Adică vreau să spun că nu va mai fi nevoie de o altă, să rămână lucrări neexecutate, căs de interior, căs de exterior. Nu este eficientizare energetică, nu este, este reabilitare completă și dotare a instituțiilor educaționale din România. Am început cu lucrul acesta pentru că discutăm de istoria acestui liceu, de la începutul, de la 1953 și până astăzi. Au fost probabil etape și etape. Cândva era un mare lucru dacă se putea face un acoperiș sau dacă se putea renova o sală de clasă. Veneau profesorii de la mine și se rugau să îi ajut să-și pună parchet în sală de clasă sau să-și schimbe o ușă. De la acele timpuri am plecat. Și iată că în momentul de față, toate instituțiile școlii educaționale din Comănești sunt reabilitate, colegiul tehnic fiind și el de această listă, dar pentru că a mai fost reabilitat, a suportat un pic de amânare. Este o mare problemă. Perioada de execuție, de construcție a acestor clădiri, săl de clasă și așa mai departe, pentru că se perturbează un pic actul educațional. Mi-aduc aminte când am renovat în trecut, cred că sunt profesor care și-aduc aminte că cam înjurau toți, ba primarul, ba nu știu cine, era zgomot mult, praf mult, și dar așa e când renovezi o casă și faci ceva nou. Nu vreau să vă țin, vreau să vă spun că ne dorim ca actul de învățământ din orașul Comănești să fie, să se execute, să se realizeze la cele mai înalte cote. Rolul nostru, administrației locale, este de a vă pune la dispoziție și a vă asigura o infrastructură educațională la cele mai înalte standarde, de a vă pune la dispoziție tot ceea ce se poate. Știți că suntem singurul oraș din județul Bacău care am reușit implementarea unui program pentru toate școlile, în care am achiziționat tablete școlare, laptopuri,
tablete, din tot ce se întâmplă, inteligente, mă rog. O coincidență fericită a făcut ca foștii elevi să-și desfășoare activitatea în cadrul liceului, uneori ajungând să ocupe funcția de director. Personal să le felicit pe antevorbitorii mei pentru discursurile ținute, discursuri care, pe de o parte, relevă nivelul educațional deosebit în care se găsește instituția noastră comuneșteană, în ansamblu, dar și structura morală de valoare, de asemenea relevantă pentru mediul preuniversitar. Cred că aceasta a rămas ultimul bastion care nu poate fi cucerit decât de bunele intenții și va trebui ca pentru Universitatea Comăneștean, împreună cu celelalte instituții, să retrădească idealurile acestei mici comunități, acest mediu însemnând în egală măsură performanță intelectuală, dar și conduită morală. Să nu uităm acest adevăr fundamental. Ca întotdeauna, în astfel de ocazii, se fac cu emoții și bucurie zilele colegiului nostru. Astăzi, la acest aniversar, ne aducem aminte de anii de început a instituției. Noua instituție, clădită cu răbdare și prudă în anii 50, aspira să devină un important centru de educație de pe Valea Trotușului. Timpul trece peste timp și ne găsește adesea la răscruci de drumuri, încercând să dăm un sens vieților noastre. Suntem vulnerabili în fața tuturor clipelor și ne străduim să fim cu fiecare zi mai bun, cu fiecare zi mai aproape de noi înșine. Din când în când, timpul ne amintește că se încheie o etapă importantă din viața noastră, iar în față ni se așteaptă drumul plin de provocări al acestei. Noi încercăm să construim viitorul. Viitor ce nu poate fi conceput fără educație. Iar acești oameni care sculptează caractere sunt factori determinanți în dezvoltarea acestei instituții, implicit la acest oraș. Deoarece Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica este una dintre cele mai bune școli din oraș, vreau să-i felicit pe toți profesorii care au predat în această școală, iar celor care nu mai sunt le aducem un pios omagiu. Echipa de astăzi nu face decât să fi preluat acel brand care a fost consolidat în ani de zile și pentru faptul că zi de zi profesorul acestei echipe clădesc caracterele tinerilor comăneșteni în Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, nu-mi rămâne decât să le mulțumesc că țin această linie. Desigur, nu s-ar putea concentra într-un singur cuvânt experiențele, trăirile și percepțiile fiecăruia dintre noi care înseamnă Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica. Profesor, elev, personal auxiliar, părinți, însă cu certitudine există un gând care ne leagă și care prinde într-un arc de timp cei mai frumoși ani, anii devenirii noastre și care ar putea avea numele maturitate, căci 70 de ani înseamnă vârsta la care privești cu mândrie în urmă și cu multă încredere în viitor. Peste 10.000 de puieți au fost plantați în pădurea Plopu din Dărmănești, pe o suprafață de peste 2 hectare de pădure. Din cauza schimbărilor climatice, nu doar oamenii suferă, dar și pădurile. Iar una din cele mai afectate specii de stejar din România din această cauză este gorunul. Aproape 60% dintre puieții plantați sunt goruni. La acțiune au răspuns prezent atât silvicultorii, o parte din lucrătorii din administrația publică locală, cât și mediul privat. Suntem la o acțiune în parteneriat cu Rom Silva de a reface o partidă cu puieți de stejar, da, undeva pe teritoriul Dărmăneștiului, în pădurea Rom Silva. Iubim natura, iubim pădurea, iubim aerul curat, iubim sănătatea. Și astăzi, da, suntem aici împreună cu mai mulți colegi din primărie, Consiliul Local, Consiliul Local, da, Rom Silva. Ne dorim să refacem această partidă cu stejar. Felicitări, ați reușit să faceți mobilizare frumoasă și cred că peste câțiva ani, când veți veni să vedeți munca, vă veți putea bucura de roade. Îmi doresc tare mult ca să văd această pădure mare. Ar însemna că cel puțin 100 de ani ar trebui să mai fim pe aici, să putem veni la umbra acestor stejari pe care îi punem noi aici. Chiar dacă nu vom mai fi noi, vor fi copiii copiilor noștri și asta ne bucură. Fiecare arbore plantat este un pas înainte spre un viitor mai verde și un aer mai curat. Haideți să acționăm acum și pentru ziua de mâine. A fost îndemnul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. În copilărie am fost deseori la prășit. Da, era mai simplu puțin atunci.
Poate și pentru că acum 30 de ani nu erau cum sunt astăzi, 6-7 ani secetoși din 10, ci erau 1-2, în cel mai rău caz 3 ani. Ori, din punctul acesta de vedere, schimbările climatice afectează pe toată lumea, afectează și oamenii, afectează și pădurea. Și una dintre speciile cea mai afectată este gorunul. Iar astăzi, din cei 10.000 de puieți pe care o să-i plantăm, mai bine de 6.000, din ce mi-au povestit colegii de la Ocolo Silvic Dărmănești, sunt goruni, pentru că încercăm să completăm ceea ce face natura, adică pe lângă regenerarea naturală pe care o putem vedea la marginea pădurii, urmează să completăm cu un mix de specii reprezentat în mare parte de gorun. Însă, cred că anul acesta, semnalul pe care îl trag și lucrul la care vreau să mă refer în mod special este reprezentat de schimbările climatice și de modul în care deja ne afectează aceste schimbări. Probabil că cei cu experiență mai lungă ar putea să ne spună dacă în fiecare an solul este la fel de tare așa cum e anul acesta, însă dacă ar fi să ghicesc, aș spune că nu, așa s-a întâmplat. În anii din urmă era mai ușor de plantat toamna, cel puțin decât este astăzi, și cred că o altă consecință a schimbărilor climatice este legată și de temperatură, nu doar de secetă. Vedem mulți oameni în tricou și în caz că nu afișați data, într-o lună e iarnă. Deci ne afectează, ăsta e adevăr. Un mesaj pe care îl transmiteți generației tinere, cei care urmăresc și vă văd așa în acțiune. Le spun și lor ceea ce le spun și copiilor mei. Încerc să îi învăț cât mai din timp cât de importantă este natura. Dacă ne uităm la pădurea din jur, o să constatăm că vârsta arborilor pe care astăzi îi exploatăm este de 100 și ceva de ani. Am fost mai devreme la Bogata, la Ocolul Silvic Dofteana, unde vârsta de exploatare a arborilor pe care îi tăiau acolo era 180 de ani. Cu alte cuvinte, a fost nevoie de multe generații în care a trebuit îngrijită acea pădure, a trebuit păzită, ocrotită, pentru ca noi astăzi să putem să ne bucurăm fie de lemn de foc, fie de materie primă pentru industria mobilei și nu numai. Urmează în curând să vizitez chiar aici la Comănești și o fabrică de case din lemn. Am văzut o pepinieră foarte frumoasă astăzi. A fost o zi plină, așa cum îmi doresc să ies cât mai des din biroul meu de la București, să fiu în contact direct cu colegii și mai ales să dau un semnal pe care eu îl consider necesar, respectiv acela că pădurea trebuie protejată și că trebuie lăsată generațiilor viitoare. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 2 noiembrie, vremea se mai răcește, maxima zilei ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Vineri, 3 noiembrie, vremea se încălzește, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.